Nimeni, nici măcar nu a încercat să mă șantajeze în 10 ani de mandat. Și nici nu va încerca, pentru că nu are cu ce. Eu mi-amintesc foarte bine toate activitățile și acțiunile care le-am făcut din 2007 încoace. Și admitem că mai sunt greșeli, mai sunt lucruri care, numai cine nu muncește, nu greșește. Dar aceste nereușite ale noastre să poată să facă obiectul vreunui șantaj este pur și simplu exclus. Și chiar dacă am admite că cineva ar încerca și eu aș fi vulnerabil sau nu știu mai ce, o zi nu mai stau în această funcție sau în oricare alta publică, pentru că nu vreau să fie ostatic nimeni, nici angajații și nici cetățenii. Dar nu avem despre ce discuta, lipsește obiectul discuției. De aceea îndemn pe toți aceia care aruncă vorbe grele în adresa mea, în adresa domnului Gimpu, măcar să ne dea un telefon înainte, să ne întrebe și să se documenteze mai bine. Să nu fie ei mai șantajabili și mai vulnerabili decât alții la care arată cu degetul. Că la noi așa de la o vreme s-a încetățenit, hoțul strigă prin hoțul și toată lumea la noi bandiți aici.